Hai să ne așezăm un pic, nu? Vreau să, în primul rând, ziua și să vă mulțumesc că m-ați făcut timp și să răspundeți astăzi din invitații noastre. Am dorit să fac, această întâlnire în acest cadru, pentru că totul a fost transparent. Este vorba de ceea ce poate oferi Consiliul Județean în baza legii, ca și cadru legal, de a susține activități de interes județean din diferite domenii, vorba de domeniul cultural, domeniul social și domeniul sportiv. Anul ăsta, Consiliul Județean a aprobat un buget de 1 milion de lei, din care pentru domeniul cultural 400 de mii, pentru domeniul social 400 de mii, iar pentru proiecte din domeniul sportiv 400 de mii de lei. Conform legii 350, pentru că ăsta este cadrul legal, de la an la an, ghidul de finanțare solicitantului a fost îmbunătățit, încât să dăm posibilitatea la cât mai mulți participanți din societatea civilă și să sprijinim, să venim în sprijinul activităților de a completa acele proiecte, acele activități, acele obiective pe care noi ne dorim să le atingem la nivel județean și să folosim experiența, expertiza dumneavoastră, având cadrul legal. Comisia de evaluare a proiectelor, o comisie mixtă, care a avut trei componente. O componentă a vizat specialiști din interiorul Consiliului Județean, aparatul propriu, din cadrul consilierilor sau din rândul consilierilor județeni, dintre ale, și specialiști din exterior, care au fost optați în aceste comisii. Sigur, ca și criteriu prioritar, că a fost luat în considerare activitățile și proiectele care ating obiectivele din strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău și din planul de acțiune. Iar astăzi procedem în urma închiderii procedurii de selecție. Practic am invitat pe toți cei care au câștigat licitația, au trecut de acest criteriu de selecție și astăzi vom și semna contractele de finanțare, care să puteți trece la preajmă și să vă asigurăm de susținere și în același timp, așa cum prevăd prevederile din contract, să respectăm cu strictețe aceste prevederi, să nu avem probleme mai târziu atunci când avem, verificări făcute din partea Curții de Conturi. Ne-am dorit, sigur, să fie mai multe proiecte pe domeniul cultural, pentru că astăzi discutăm în domeniul cultural, au fost 25 de proiecte depuse. Au fost selectate 20 și au primit finanțare 20 au fost aprobate, iar finanțare primesc 15, da? 25, 20 aprobate și 5 au fost respins. Deci cei 400 de mii de lei s-au oprit la prin 20. Da? Care au îndeplinit toate condiții. Din cadrul Consiliului Județean, alături de mine este domnul director și cu echipa din aparatul propriu, domnul director Silviu Botez, împreună cu doamna director adjunct Ramona Brândușoiu,
care vor, fiecare pe domeniul de activitate, vor monitoriza foarte strict modul de implementare a fiecărui proiect. Acum văd și eu pe cei care au câștigat proiectele și au muncit. Da, mai e un segment pe care mi-aș dori și anul trecut banii au rămas în bugetul Consiliului Județean. Nu am înțeles de ce. Ghidul este pe site. E vorba de fondul, bugetul care avem pentru activitățile de tineret. Există ghidul pe site. Așteptăm în continuare proiecte și propuneri. A fost organizată și o dezbatere publică. A fost medializat. Așteptăm în continuare propuneri. Acolo bugetul este la 300.000 de lei. Da. Domnul director, cum procedăm acum? Mulțumesc mult. Dacă mai sunt câteva elemente care crezi că ar trebui menționate aici, eu știu, de cum vrei tehnic. Pe scurt, aș vrea să-i anunț, la fel cum am procedat și în anii precedenți, din partea aparatului de specialitate al Consiliului Județean, veți beneficia de o persoană atât din partea Direcției de Dezvoltare Economică, cât și de la Direcția Economică, care vă va ajuta la implementarea proiectului. După cum știți, după fiecare tranșă și raport pe care îl veți depune, va avea loc o vizită de monitorizare la fața locului, iar după aia colegii de la Economic vor proceda la, și cei de la audit, bineînțeles, vor proceda la analizarea dosarului și, bineînțeles, virarea tranșei pentru fiecare dintre dumneavoastră. Eu propun să începem o tehnic. Să invităm fiecare beneficiar în parte. Nu avem nicio ordine în funcție de proiectele cum au fost primite la noi, am întocmit acest tabel. Invităm aici în dreapta domnului președinte la semnat și apoi la colega mea pentru ștampil. Da, poate mai trebuie menționat că proiectele au primit finanțare între minim 10 luni și maxim 50 de lei. Da. Să Asociația Școala de Pian Dragoșul. Fiecare contract este semnat de Direcția Juridică, Direcția Executare, Direcția Economică și de Președinte.
concret, dar în timp ce semnăm să spunem câteva cuvinte, care e activitatea principală, în ce a fost spus proiectul. Fundația Teatrală de Ghiniță nu este la, la prima participare. Ai depus proiect în anii trecuți. Este un proiect care se referă nu numai la, la copii, la tine, până în 18 ani. Vor avea mai multe evenimente până în luna decembrie. Am încercat o colaborare foarte bună, sperăm că și anul acesta să o împătine. Mulțumesc foarte mult! Asociația Comunică. Thank you.
Hannibal, un curs național de creație literară, avangarda 22, este la ediția 16-a și va fi organizat la Tescan. Domnul Petrunea Sărbă.
titlul proiectului, valorificarea patrimoniului imaterial, săcăturile de iarnă din Județul Bacău. Da. Pentru că eu sunt
Înainte de a veni aici, am fost pe un șantier la
unitatea de primire urgență la pediatrie și sperăm în două săptămâni, trei, să iasă constructorul de acolo și probabil la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, să poată deveni funcțional. La fel și noua secție, sau noua, da, noua secție de oncologie, să găsească spațiu într-o nouă locație, care acum se va finaliza, probabil au termen în octombrie, eu sper în septembrie să iasă, să iasă ceva mai devreme de acolo. Deci sunt preocupări, nu mai zic, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, e vorba de 172 de proiecte pentru județul Bacău, cu peste 127 milioane, pe următorii 3 ani de zile, cu infuzii care ar trebui să cunoască în piață și să vadă acest lucru. Acum fiecare unitate administrativă teritorială, inclusiv Consiliul Județean, trebuie să lucreze la documentația tehnico-economică, fiecare se află în diferite faze. Există o legătură permanentă și o deschidere din partea noastră încât să urgentăm asta, ca fiecare să semneze și contractul de finanțare. Prioritatea având educația și sănătate, ca dovadă sunt peste 54 de obiective de investiții legate de construire, de modernizare a unităților de învățământ și în special cele care n-au autorizație de funcționare, autorizație ISU. Unități sanitare de stresare sunt 25 de obiective, 30 de alimentări cu apă și sisteme de canalizare, peste 268 de milioane de așa, totalizând și peste 62 de obiective care prevăd drumuri comunale, drumuri locale, poduri, podețe și drumuri județene. Din cele 62 de obiective sunt 7 drumuri județene. Cum o zi și ceva de kilometri. Asta e doar pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Mai e un drum interjudețean care este depus la ADR Nord-Est, pe zona de Est, de la intrarea în județul Bacău spre Vrancea, Podul Pâlpului, Călănești, Motoșeni, Lătitoasa, Coronești, Izvorul Becheciului, Secuieni, Traian, Prăjești, Negri, Dămilinești, intrând în județul Neamț, undeva la Horia, îndreptare de acolo spre Neamț. Iată că e o poartă de deschidere, nu mai trebuie să intre în Bacău ca să ajungi la Neamț sau la Iași, de la Traian, de se face și dreapta, cu vine spre Valea Zăretinului și ai ajuns la intersecția unde poți să ajungi spre Iași sau spre Suceava, iar pe partea cealaltă să ajunge spre Vaslui. Eu zic că se va deschide această zonă, ținând cont de această investiție în infrastructura rutieră. Mai e un proiect care s-a finalizat ceva timp, tot un drum județean, iese anul ăsta din perioada post-monitorizare și care se plăcea și dumneavoastră pe Dămin Bacău, Bucor și Parincea, Găiceana, Dealul Mării, drumul este foarte, foarte bun. Completăm de zona de Est. Pe drumurile naționale dinspre Vaslui, ați văzut că ultimele două săptămâni s-a refăcut drumul și ne apropiem de Secuieni, a ajuns acum undeva la Udevești, dar nu încă opri la Secuieni. Drumul interjudețean va veni la Secuieni și atunci nu mai vine să se completează și va avea posibilitate. Deci există preocupare în sensul ăsta, pentru că asta va duce sigur la și va aduce la o atenție sporită din partea celor care doresc să investească în județ, având o infrastructură solidă. Cam asta e preocuparea. Urmărim acum, lucrăm la un mecanism, un mecanism de monitorizare a tuturor acestor proiecte pe care le-am pus în strategie pentru a avea în permanență, lună de lună, în atenție, modul cum sunt implementate, ce surse de finanțare am găsit, dacă ele s-au semnat contracte de finanțare și în ce stadiu s-a făcut fiecare proiect, care nu, ce probleme sunt, încât să nu ne scape nimic, să nu rămân un document acolo într-un certar și ne mai aducem aminte de 3 sau 4 ani de zile de el și să putem să deblocăm situația și să avem o imagine de asta, la fiecare proiect în ce stadiu se află. Spuneam de, sunt 827 de milioane de programul Național de Dezvoltare Locală 2, dar mai sunt astăzi încă 300 de milioane
de 301 milioane de lei de absorbit din PNDR 1. Obiective care se află o parte finalizate, eu vorbesc de cele care se află acum în curs de finalizare, anul acesta sau la anul care trebuie să finalizate și trebuie să absorbiți acești bani. Ar trebui aceste fonduri în infuzia anului să se vadă în următorii ani. Și sigur și dumneavoastră, prin aportul pe care o puteți aduce fiecare, prin priceperea pe care o puteți aduce în domeniul dumneavoastră, să dați mai multă valoare și să atragem atenția Bacăului. Am dorit, sigur, la anul, probabil, anul ăsta, am organizat împreună cu Uniunea Arhitecților un forum regional pe arhitectură și urbanism în care au participat din toată țara specialiști, dar și din Ucraina și din Basarabia și la anul, dacă dorim într-adevăr să punem accent pe dezvoltarea economică, să facem un forum regional, economic aici la Bacău. Până atunci vom participa la sfârșitul septembrie, începutul octombrie, la Târgul Internațional Expozițional pe zona asta economică. Nu vor veni numai oameni interesați de a investi la München. Și nu poți să ai pretenții așa dacă nu existi, dacă nu ești prezent acolo. Și pregătim acum oferta investițională a județului, ce proiecte ne-ar interesa să le implementăm și căutăm investitori. Dar pentru asta trebuie să pregătim toate elementele necesare, să-i convingem de ce trebuie să vină la Bacău. Nu am făcut să spunem că Bacău este într-o zonă pitorească și frumoasă. Asta știm. Interesează ce pot face ei și cum pot investi și care sunt avantaje și de o parte și de cealaltă. Eu vă mulțumesc, vă doresc mult succes și să mare atenție cum cheltuim și cum parcurgem fiecare etapă, să respectăm ceea ce este scris în buget și ceea ce ați aprobat. Țineți legătura astăzi colegii mei de la monitorizare și ne vedem la activitățile pe care desfășurați în proiect. Mult succes! Și mulțumesc presei pentru prezență.